Haideți să facem un cheesecake cu afine și sos de rodie. Într-un mini tocător vom pune 200 de grame de biscuiți, îi vom mărunți, apoi vom pune 2 banane. Vom pune bananele peste biscuiți, amestecăm foarte bine. Apoi le vom pune într-un inel cu diametru de 25 de cm. Aceasta va fi baza. Întindem foarte bine. Pentru sos avem nevoie 500 de grame de rodie, 250 ml de apă, 150 de grame de zahăr, fierbem foarte bine totul. Apoi vom mixa cu un blender, strecurăm. Cam așa arată, apoi vom pune din nou pe foc până va fi redus. Lăsăm să răcească. Pentru cremă, 250 de grame de mascarpone, 200 de grame zahăr pudră, esență de rom sau vanilie, 200 de ml de frișcă. Amestecăm foarte bine, adăugăm 100 de grame de afine proaspete. Vom pune crema peste biscuiți. Aveți nevoie de folie acetată, lăsăm la frigider peste noapte. Sosul l-am pus într-un poș, puteți să-l puneți și peste, fără nicio formă. Mai adăugăm afine deasupra, busuioc sau mentă și este gata de servit. Vă invit să distribuiți această postare cu prietenii dumneavoastră. Aștept părerile voastre în comentarii. Este un cheesecake foarte pufos și gustos, chiar merită încercat. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare!